Față în față cu Marius Cocoș. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în față. Față în față suntem cu primarul municipiului Fălticeni, domnul Cătălin Gheorghe Coman. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Eu zic că am așteptat puțin ca să putem să facem această emisiune, am așteptat să treacă și bugetul, pentru că acesta a fost votat săptămâna trecută. Numai bine am reușit să programăm această emisiune pentru această zi de marți și cred că până la urmă eu vă zic ce am văzut. 1. Tot Consiliul Local dus în bibliotecă e un pic, ca să spun așa, se simte o senzație de asta, disconfort, pentru că consilierii locali, întregul aparat, nu e acasă, e vis-a-vis, doar așa peste drum, ca să o spunem pe aia dreaptă, dar comparativ cu votul din alte bugete, din alte consilii locale, mult mai la obiect și într-o atmosferă destinsă și distinsă. Da, într-adevăr, încercăm să dăm o notă din normalitate la tot ceea ce înseamnă ședințele Consiliului Local, adoptarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru fiecare an reprezintă una dintre cele mai importante ședințe din cadrul oricărui Consiliu Local. Ca locație, într-adevăr, ne-am mutat temporar pentru un an și jumătate în biblioteca municipală. Cu ședințele. Locația primăriei am dus-o în 6 alte locații pentru că avem, într-adevăr, o investiție foarte, foarte valoroasă și foarte necesară pentru Fălticeni. Clădirea primăriei, așa cum știți, atât corpul principal cât și corpul B, corpul din spate unde a funcționat judecătoria, au intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, un proiect cu fonduri europene, să spunem și acest lucru. Este primul proiect din România pe Programul Național de Redresare și Reziliență pe bani europeni, care a intrat efectiv în finanțare și în implementare. Dacă în anul 2023 am fost printre primii care am semnat, au fost atunci 7 localități din România care au semnat proiecte pe PNRR, iată că și prima decontare efectivă a fost la Fălticeni. Suntem, așa cum am spus, un oraș cu oameni harnici, iar ne străduim să fim într-adevăr primiși la absorbția banilor europeni. Avem prima creșă, avem prima investiție din bani europeni pe PNRR, clădirea primăriei, și vă asigur că vom continua în aceeași notă de campion în ceea ce înseamnă accesarea banilor europeni. Da, mă uitam și cu colegii mei. Bun, odată aș vrea să o fac eu, dacă dumneavoastră văd că vă feriți. Dumneavoastră sunteți social-democrat, echipa din cadrul Consiliului Local este una majoritar social-democrată, dar cu toate acestea am văzut întrebări, răspunsuri, discuții și vot din partea celorlalte partide, respectiv PNL și USR, o normalitate, adică nu e o opoziție de aia comodă care te lasă în pace, e o opoziție care acționează, dar acționează civilizat. Da, într-adevăr, avem parte la Fălticeni, în cadrul Consiliului Local, de o opoziție constructivă. Bănuiesc că la asta vreau să vă referiți. Nu e o poziție comodă, o poziție care nu face nimic. Dimpotrivă, și cei din PNL și cei de la USR, la fiecare hotărâre de Consiliul Local, vin cu întrebări, cu clarificări, cu solicitări de clarificări. Amendamente, dar până la urmă lucrurile intră în anumită normalitate. Adică în momentul în care le sunt votate amendamentele sau sunt lucrurile astea rezolvate, sunt discutate, sau sunt explicate, da? Apoi votează, pentru că am mai văzut chestiuni de genul acesta în unele consilii locale, nu dau nume, solicită amendament, li se aprobă amendamentul, dar la urmă nu votează proiectul în sine. Nu e cazul la Fălticeni. Din fericire, la Fălticeni, în cadrul Consiliului Local, avem persoane, indiferent de partidul din care provin, cu un anumit respect față de normalitate, față de lege și față de ceea ce trebuie să facem pentru municipiul nostru. Până la urmă, fiecare dintre consilierii locali a mers în campanie, a promis, a spus,
până la urmă își îndeplinesc promisiunea din campanie electorală, fie că au câștigat sau nu alegerile, asta e mai puțin important, dar până la urmă promisiunea rămâne promisiune față de cetățean. La Fălticeni lucrurile sunt într-o normalitate evidentă și o normalitate constructivă, pentru că vrem într-adevăr să facem ceea ce ne-am propus, iar după ce am discutat absolut toate întrebările, clarificările, nelămuririle, amendamentele, lucrurile au mers într-o direcție firească, în sensul că bugetul local al municipiului Fălticeni a fost votat în unanimitate. Nu este puțin lucru, vedeți, și în presă și la televizor. În unanimitate și la cei care au fost prezenți, pentru că la momentul votului cred că au lipsit doi consilieri, nu mai știu. Cred că au lipsit unul sau doi, nu mai știu, da. Exact. Oricum, au fost unanimitate în ceea ce privește partea de voturi. Revenind la tot ceea ce se întâmplă pe plan național și numai, vedeți, diverse scandaluri, de la comune mici, mari, la orașe, la municipii, la consilii județene, e o chestiune care nu ne face bine, ca să zic așa. Din fericire la Fălticeni, lucrurile s-au așezat și sunt așezate, în sensul că beneficiem de un consiliu local extrem de calitativ prin prisma oamenilor care sunt prezenți acolo, iar faptul că am reușit să adoptăm un buget extrem de important pentru municipiul Fălticeni, atât pe partea de funcționare, cât și pe partea de dezvoltare, în unanimitate, repet, și cetățenii din Fălticeni trebuie să știe, acest lucru, bugetul pe care primarul Cătălin Coman l-a prezentat consiliului local, a primit toate voturile din partea consilierilor locali, indiferent de partidul din care fac parte, fie că vorbim de putere sau fie că vorbim de opoziție din punct de vedere politic. Înseamnă că împreună cu aparatul de specialitate din subordonarea mea ne-am făcut treburile bine, am reușit să acoperim toate capitolele bugetare pe care dorim să le evidențiem în acest an, am reușit să prezentăm o listă de investiții sustenabilă, sunt o sumedenie de proiecte pe fiecare axă din bani europeni, foarte mulți bani europeni au intrat anul trecut în Fălticeni, acum 2 ani, intră și în acest an, pentru că dimensiunea bugetului este dată în primul rând de dimensiunea fondurilor europene pe care reușim să le atragem. Și nu, da, dar pe mine, știți cum, că vă și întrebam și am zis, chiar am să o rezolv în această emisiune, când mă uitam pe bugetul consolidat, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, apare suma de 224.431.620 lei. De aici mi-ați explicat că intră și proiectele cu finanțare europeană și tot ceea ce înseamnă. Pentru că spuneați 120 de milioane bugetul primăriei, era vorba, aici intrau și școlile sau ce? Instituțiile subordonate. Instituțiile în bugetul subordonate. Municipiului Fălticeni intră și instituțiile subordonate sub o anumită formă sau alta, pentru că în Consiliul Local aprobăm și bugetele tuturor instituțiilor de învățământ. Vorbim de cele două grădinițe, grădinița cu program normal și grădinița cu program prelungit, care la rândul lor fiecare au, grădinița cu program prelungit au 3 structuri, grădinița cu program normal au 4 structuri. Vorbim mai nou de, și creșa. Vorbim de creșă, prima creșă din România care funcționează. Chiar ieri m-a sunat cineva la Ministerul Dezvoltării să le dăm o serie de documente referitoare la autorizarea creșei și vreau să spun un lucru care probabil se știe, dacă nu mă mândresc cu el, în acest program guvernamental de construire creșă, creșa din Fălticeni a fost un record, în sensul că a fost prima la care au început construcțiile și prima finalizată, după 3 luni și 3 săptămâni. Este și acum, la un an de zile după finalizarea singura creșei, finalizată. Este singura finalizată din România. Din 300 de creșe aprobate la nivel național, prima creșă a fost construită la Fălticeni, iar la un an de zile de la terminarea primei creșe din România, un an și de acum, un an și, este prima care funcționează și prima care este finalizată sau singura. Nu e un lucru îmbucurător la nivel național. Nu, asta mă întristează la nivel local, puțin la nivel național, adică e o problemă. Dacă deși până proiectul, acum, din câte știu, proiectul e bun. Proiectul este bun, extrem de sustenabil, numai că s-au lovit de anumite chestiuni birocratice pe care și noi ne-am lovit la timpul respectiv, dar am insistat foarte tare și ne-am mobilizat și am considerat prioritar această creșă pentru municipiul Fălticeni. Am făcut toate eforturile și, după cum vedeți, nu trebuie să mă laud eu sau să ne laude cineva. Este prima creșă din România și singura care funcționează. Nu că a fost finalizată. Atenție, din cele 300 de creșe prevăzute la nivel național, este singura care a fost finalizată din punct de vedere a construcției. Da.
trecând de partea de finalizare a construcției, este și prima partea de funcționare. Haideți să ne întoarcem puțin la buget. Bugetul Fălcenului e de 120 de milioane, da? Bugetul nostru, bugetul primăriei municipiului Fălcen, fără instituțiile subordonate. Da. Nu, că acum mă gândesc, poate unii primari când prezintă, doamne, am buget de 220 de milioane, dacă le punem și subordonatele, deci trebuie să fiu mai atent pe viitor. Da, nu vreau să păcălim pe nimeni din punctul ăsta de vedere. Eu vă repet, colegii mei de redacție, doamne, primarul spune de 120, dar pe hârtie apar 220. V-am întrebat. Și mi-a spus. Instituțiile subordonate, instituțiile de învățământ toate. Liceele, școli gimnaziale, grădinițele, creșe. Asta trec creșe, prin primărie bani. Spitalul municipal. Da. Baza de agrement Nada Florul, Muzeul de Artă Ion Irimescu, Piață Bazar, toate sunt instituții subordonate Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, care la rândul lor au un buget propriu, sunt finanțați de la Consiliul Local, de la primărie, cu anumite sume conform prevederilor legale, dar au și buget separat, cum de exemplu cum e la învățământ, cheltuielile de personal, salariile, nu vin prin primărie sau prin Consiliul Local. Cheltuielile de personal, salariile celor din învățământ vin direct de la inspectoratul școlar, de la Ministerul Educației prin inspectoratul școlar. Dar trebuie prinse în buget și trec prin primărie. La coșul comun. Da. Exact. Deci 120 de milioane de lei. Din ăștia cum să... Practic, haideți să începem așa. Din 120 de milioane, cât e bugetul pe anul 2024? Taxe și impozite cât se strâng de la locuitori? Taxe și impozite undeva la 17 milioane de lei. Din 120. Adică aproximativ 10%. 10%, tot da. Ce strângem de la cetățeni înseamnă 10% din bugetul municipiului Fălticeni. Și asta înseamnă cetățeni și firme sau... Tot ceea ce înseamnă taxe și impozite locale, atât persoane fizice cât și persoane juridice. Mm-hmm. Doar 10% din ce strângem de la cetățeni reprezintă ponderea bugetului. Așa. Pentru că mai apar tot felul de discuții. Când plătim taxe, plătim impozite... Din total buget, doar 10% înseamnă totalul. E și normal, domnule, plătim taxe, plătim impozite, vrem să vedem, dar trebuie să înțelegem și care este dimensiunea. Bun, odată... Diferența de la 17 milioane cât strângem de la cetățeni, până la 120 milioane cât e bugetul, reprezintă bani europeni și guvernamentali, care vin pentru investiții în cea mai mare... Cât reprezintă bani europeni, cât guvernamental. Că dacă din 127% dăm la o parte, așa rotunjim noi din burtică și spunem că 20 de milioane sau vin din fonduri, din taxe și impozite locale și rămân 100 de milioane care... Dacă vrei să facem o statistică foarte simplă, ca să spun nu așa. Suntem hârtii în față. Nu suntem hârtii în față. Din total buget municipiul Fălticeni, 60% bani europeni, 10% taxe și impozite locale, 30% fonduri guvernamentale pentru investiții. Pe scurt, așa pe scurt. Foarte schematic și foarte matematic. Bine, plus minus. Eu am spus... Da. Deci, repetând, 30% bani guvernamentali pentru proiecte de investiții câștigate de primăria municipiului Fălcen, pentru că vorbim de proiecte câștigate. Că am mai spus de multe ori, nu există niște proiecte pe care ți le dă cineva pur și simplu. La fiecare sesiune de depunere a unor proiecte, trebuie să te duci cu un proiect care să devină câștigător. Ca să devină câștigător, un proiect trebuie să fie impecabil, trebuie să fie foarte bun, un proiect trebuie muncit. Da? Deci, păi, dacă luăm exemplu Creșei, cu Creșa ați încercat și colo, și colo, și colo, până când a intrat pe PNRR, pentru că ați încercat prin mai multe programe. Am început pe Compania Națională de Investiții Creșa. Nu s-a putut. Și am terminat-o pe PNRR. Da. Am făcut... Vorbim de partea de documentare. Partea de documentare a fost depusă pe Compania Națională de Investiții și, având în vedere că era primul proiect la timpul respectiv, am mutat-o pe bani europeni, împreună cu Compania Națională de Investiții, bineînțeles, nu am mutat-o doar primăria municipiului Fălticeni, asumându-ne la timpul respectiv niște cheltuieli neeligibile pe care primăria trebuia să le realizeze, vorbim de utilități, pe care ulterior... TVA-ul nu cumva intră pe... TVA-ul, utilitățile, amenajarea terenului, punerea la dispoziție a terenului, dar aceste cheltuieli ulterior le-am făcut tot pe bani europeni. Deci, practic, Creșa din Fălticeni, da, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, inclusiv parte de utilități, TVA, care ne reveneau nou neeligibile, le-am trecut pe bani europeni integral, iar Creșa din Fălticeni a fost construită integral 100% din bani europeni prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci au fost 3 milioane de euro
Eu nu mă pricep, eu nu mă pricep atât de bine, dar eu mă pricep. Știu asta măcar pe zona de construcție, știu că aici oricând vă puteți înhăma la un examen la Facultatea de Construcții. Asta ați declarat cel puțin. Dar spun așa, până la urmă e foarte important echipa care lucrează la asemenea proiecte. Sigur că da, e foarte, foarte importantă, pentru că vă dați seama, a fost un efort colectiv a tuturor celor din primărie care au trebuit să facă acest proiect să fie sustenabil. Vorbim de un manager de proiect, vorbim de un responsabil financiar, responsabil cu achizițiile, asistent manager, responsabil cu partea de mediu, cu partea de utilități. Sunt foarte multe lucruri care trebuiesc adunate la acest proiect, ca acest proiect să devină, repet, câștigător. Pentru că asta trebuie să înțeleagă și radioascultătorii noștri. Nu depui, la nivel național se depun sute de mii de proiecte. Doar o parte dintre ele, 20% sunt declarate câștigătoare. Mă uitam că era o știre în gândul, am văzut-o. Bine, când a apărut la noi, am trecut-o ca pe altceva. Municipiul Suceava a accesat fonduri de la Fondul de Mediu pentru termoficare. Niște bănuți, dar câteva milioane bune de euro, da? Ok. Ca după aia în știrea de la gândul să văd că sunt foarte supărați pentru că sunt bani pe fondurile de mediu pentru orașele care au termoficare, ce nu intră la categoria asta. Nu mai are o instalație rece centralizată. Și erau supărați cei de la gândul că Bucureștiul nici măcar n-a pus întrebarea, fiind genul de proiect unde pe principiu primul venit, primul servit. Da, într-adevăr, da, proiectul municipiului Suceava a fost declarat câștigător. E o luptă, o competiție în tot ceea ce privește municipiile, orașele, comunele. E o competiție. E o competiție, nu orice fel de proiect devine câștigător. Tot vorbim de Suceava și de Creșă. Municipiul Fălticeni împreună cu municipiul Suceava au semnat în aceeași zi contractul sau proiectul pentru Creșă. La Fălticeni funcționează de un an, la Suceava n-au început construcțiile. Și cu același constructor. Da, nu vreau să intru în detalii pentru că nu vreau să mă rezum decât la eu știu că e același orașul meu. Dar da. Puteți căuta în statistic, în presa de acum 2 ani de zile, să vedeți, am semnat în aceeași perioadă Fălticeniu, Câmpul Lungu, Câmpul Moldovenești și Suceava. Vorbim doar de orașele din județul Suceava. Da. La Fălticeni funcționează de un an. La Suceava și Rădăuți n-au început construcțiile. Din astea 120 de milioane am spus 60-30-10. Pentru care e bugetul de funcționare al primăriei? 55% pentru investiții, 45% pentru funcționare. 45% pentru funcționare. Când spunem funcționare asta... Înseamnă cum? Salarii la primărie și la toate instituțiile subordonate, bunuri și servicii, utilități și tot ceea ce înseamnă cheltuieli privind funcționarea orașului. Nu vorbim orașului. Orașului. Funcționarea orașului. Pe partea de asistență socială, pe partea de mediu, pe parte de reparații, pe parte de utilități, pe parte de salubritate, pe tot ceea ce înseamnă cheltuieli de funcționare. Sper că nu vă supărați pe mine, eu folosesc emisiunea asta și pentru mine ca un fel de oră de, cum se cheamă asta, administrație publică, cursuri de administrație publică live. Pentru că, vedeți dumneavoastră, anul ăsta, 2024, e un an electoral. Multe lucruri se vor spune, vrute și nevrute. Multe lucruri se vor întâmpla în acest an. Poate o să discutăm sau să comentăm puțin politic și la final, așa cum o facem de obicei, când avem timp și când e cotă de interes. Dar până atunci, eu cred că trebuie să punctăm lucrurile pe care ne bazăm din punct de vedere al administrației și să fie corect pricepute ca dimensiune, astfel încât să nu existe dubii. Pentru că mi-aduc aminte în unele momente erau așa discuții. Doamne, nu ne trebuie baza Nada Florilor, că o să ne aducă în gaură, că o să falimenteze primăria. Stați că mai era una. Spital. Cu spitalul nu mai spun. Dar era una cu primăria. Banii care ni alocă astea sunt doar să schimbăm termopanele, nu discutăm de consolidare. Știu că v-am întrebat la momentul respectiv. Discutăm și de consolidare? Da, discutăm și de consolidare, pentru că am așteptat mult să fie declarată primăria monument, astfel încât să intre în această categorie.
Da, sau vorbeam, un monument, ce e? Este monument istoric, e monument, da, construită 1892-1896. Vorbeam la început emisiunii în cadrul votului din Consiliul Local de o anumită normalitate. Știți cum e, în perioada de campanie electorală sau în anul electoral, cum e și anul 2024, nu se mai ține cont de această normalitate. Fiecare vine cu tot felul de interpretări, cu tot felul de idei. E cumva anormal, adică toată lumea stă, taci frumos, iar în anul electoral toată lumea are idei și proiecte. Bine, multe dintre ele fanteziste, așa cum au fost și cu primăria, că nu primim bani, că nu schimbăm decât termopanele. Am demonstrat prin fapte că lucrurile nu sunt așa, iar la clădirea primăriei se lucrează și se lucrează bine. În fiecare zi în șantier sunt cel puțin 70 de muncitori, plus utilaje, plus tot ceea ce presupune o activitate eficientă. Dacă primăria are ca termen de realizare un an și jumătate, 18 luni, constructorul este hotărât, cu sprijinul primăriei, să termine anul ăsta. Și încă un pariu pe care mi-l asum, ca la finalul anului 2024 să avem investiția finalizată. Iarăși mă descumpăniți, eu sunt foarte atent la anumite detalii și cam de fiecare dată când primăria Fălticeni, când administrația din Fălticeni, când primarul Cătălin Coman a zis, domne, se întâmplă așa, am pariat, ca să spunem așa, deși nu am această chestiune cu pariurile sportive, dar am pariat și am avut dreptate. Mi-aduc aminte inclusiv la Creșa, când ați anunțat, domne, în octombrie sau noiembrie deschidem. Și toți colegii mei și-au notat 2024 și-au notat. Nu, 2023 și-au notat. Da. S-am terminat în 2022. Și s-a terminat în 2022. Luăm câteva minute de publicitate, revenim cu partea a doua a emisiunii. Față în față cu Marius Cocoș. Partea a doua a emisiunii Față în față de astăzi, invitat așadar primarul municipiului Fălticeni, domnul Cătălin Coman. Eram la capitolul buget, felul în care acesta va fi folosit anul acesta. Care sunt proiectele pe care le vedem? Deja spus, concretizat, cu Doamne ajută, la finele anului putem discuta din nou de o primărie funcțională. Da, sunt foarte multe proiecte, așa cum am mai spus și cum se vede de fapt în oraș. 60% din bugetul municipiului Fălticeni reprezintă banii europeni. Banii europeni nu vin pentru funcționare. Banii europeni vin pe proiecte câștigate pentru dezvoltare. Vorbim de investiții. Din acești bani europeni sunt foarte multe axe de finanțare pe care Primăria Fălticeni le-a accesat și la care suntem în implementarea unor anumite proiecte. Vreau să spun un lucru, poate sună laudă, poate mă repet, dar nu există niciun proiect, niciun program, nicio axă de finanțare a Uniunii Europene la care Primăria Fălticeni să nu aibă minim un proiect, dacă nu chiar mai multe, în implementare, adică în derulare. Nu că avem depus un proiect și vedem dacă va fi declarat câștigător sau nu. Sunt lucruri care se întâmplă la momentul la care discutăm. Vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe bani europeni, la nivel național, la nivel european, pentru că este un proiect al Uniunii Europene care se adresează tuturor țărilor membre a Uniunii Europene, la care Primăria Municipiului Fălticeni are deja declarate 7 proiecte câștigătoare care se află în implementare. Vorbim de POIM, Programul Operațional de Infrastructură Mare, cu tot ceea ce înseamnă extinderea rețelelor de apă și canalizare. Vorbim de POCA, Programul Operațional Creșterea Capacității Administrative, vorbim de POR, Programul Operațional Regional, vorbim de fonduri norvegiene, aproape 2 milioane de euro pe care îi primim din fonduri norvegiene pentru închiderea definitivă a gropii de gunoi, o chestiune extrem de necesară. Poate nu este foarte vizibilă în municipiul Fălticeni, dar avem o groapă de gunoi pe care o închidem definitiv, o ecologizăm și asta înseamnă costuri reduse pentru populație în ceea ce privește gunoiul, înseamnă că o zonă este redată integral naturii și înseamnă evitarea unor sancțiuni și avertizmente pe viitor, sancțiuni și avertizmente care se plătesc tot din banii contribuabililor. Deci facem economie la tot ceea ce înseamnă posibile avertizmente și amenzi pe viitor. Vorbim apoi de fonduri guvernamentale. Programul Național Angel Salini, 3 proiecte depuse, 3 proiecte câștigate, unul dintre ele de 20 de milioane de lei privind reabilitarea infrastructurii stradale, strada Sucevei integral,
Bulevardul Revoluției parțial, strada Republicii integral, strada 13 decembrie, strada Matei Milo, Dimitrie Leonida, strada Armatei, toate vor fi reabilitate și modernizate integral. Nu vorbim de reparații, vorbim de pietrice, de cărpeli. Păi când a spus strada Suceve, Bulevardul Armatei, e aproape tot axul principal al Fălticeanului. Este într-adevăr tot axul principal care pleacă, care vine de la pe E85 la intrare în municipiul Fălticeni dinspre Suceava, până la ieșirea spre Preuteș, Dolhasca, Dolhești și așa mai departe. Inclusiv către... da. Inclusiv străzile adiacente. Da. Apoi vorbim tot pe Anghel Salini. Acum, știți cum, eu, dintr-o anumită perspectivă, mie teamă că proiectul ăsta, având în vedere cât e nevoie de asfaltat anul ăsta, nu o să facă asfaltatorii față. E an electoral, știți cum? Mai electoral, neelectoral, noi trebuie să ne facem treaba. Proiectul e depus și aprobat încă din 2022, nu era niciun an electoral. Eu m-am învățat să nu prea lucrăm noi electoral, așa că e an electoral. Dar știți că unii lucrează exclusiv. Alții nebunesc în perioada asta. Noi ne facem treaba în continuare, încerc să evit contrele din acest punct de vedere, hey-rup-urile astea. Noi ne facem treaba, e un proiect câștigat încă din 2022 cu proiect tehnic, cu aviz, cu autorizații de construcții, cu tot ceea ce înseamnă rezolvarea birocrației inerente pentru orice prin proiect și acum se află în implementare. Dorim să-l terminăm cât mai repede, să luăm cât mai mulți bani de la Guvernul României, astfel încât cetățenii municipiului Fălticeni să simtă confortul pe care un proiect câștigat... Și aș zice eu, nu numai cetățenii municipiului Fălticeni, din cauza faptului că Fălticeni nu are o rută ocolitoare, pe aici e întreg traficul de pe E85 și acum vă spun la ce trafic a fost. Eu mă mir că strada Sucevei, din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Conform studiului de trafic făcut de profesioniști, strada Sucevii este cea mai aglomerată șosea din România. Cea mai aglomerată șosea din România. Și prin prisma traficului tirurilor din Ucraina, dar la momentul la care discutăm, anul trecut am făcut studiul de trafic acolo pentru proiect, în luna septembrie sau octombrie, s-a dovedit matematic, statistic, științific, cum vreți să-i spuneți, că strada Sucevei din municipiul Fălticeni... Dar unde ai făcut studiul ăsta sau cine l-a realizat? E făcut de o firmă profesionistă și acest studiu de trafic a stat la baza realizării proiectului tehnic. Am înțeles. Este cea mai aglomerată șosea din România. Argumente, din punctul ăsta de vedere, să știți că văd și eu, sau mi se pare normal, ceea ce vedem că strânge, cumulează ca trafic de pe E85, ceea ce Suceava până la urmă evită, mai cu rută ocolitoare, mai cu... Aici e îngustat, e în campâlnie. Da. Tot ceea ce înseamnă autoturisme, tiruri, mașini mari, mici, din Ucraina și nu numai, trec la noi. Gândiți-vă că tot partea de țări din nordul României, vorbim de Ucraina în primul rând, vorbim de Polonia, vorbim de țările baltice, vorbim de Belarus, toate trec pe aici, iar în partea de sud merg spre Bulgaria, Turcia, Grecia, nu mai vorbim cele care se ramifică în țară. Se mai împart un pic, da. Da, destul de complicat, iar din punctul ăsta de vedere, cred că asta a fost totuși un avantaj în momentul în care am solicitat strada Sucevei, dar în altă ordine de idei niciodată nu am simțit că, doamne, uite, strada, conștientizăm noi de la București că strada Sucevei chiar trebuie... Da, un proiect pe care l-am fundamentat foarte bine și pe care l-am câștigat. Și când spun câștigat, înseamnă că am câștigat finanțare. Pentru că aici rezumă totul, dacă degeaba spui că trebuie, că facem, vorbim de 20 de milioane de lei, 200 de miliarde, un proiect câștigat de la Guvernul României prin Programul Național Anghel Salini. Și este unul din cele trei. Mai avem încă două de valoare mai mică. Unul vizează extinderea rețelei de apă potabilă în cartierul Țana Mare pe strada Halmului și Răsăritului. Un proiect de 1,7 milioane de lei. Nu intra prin POIM pentru că e prea mic. Regulile europene, exact, da. E prea mic, da. Și vorbim de reabilitarea rețelei de apă pe toată strada Ștefan cel Mare, o stradă relativ centrală în municipiul Fălticeni, la care rețeaua de apă este de aproximativ 60 de ani, cu foarte multe probleme. Nu mai vorbim că tot ceea ce înseamnă instalația electrică este montată de acum 40-50 de ani exact pe conducta de apă. Vom realiza o conductă
nouă, modernă, cu alimentarea tuturor cetățenilor de pe strada respectivă. Și nu vorbim doar de strada Ștefan cel Mare, pentru că pare un lucru minor, să spunem. În Fălticeni sunt 125 de străzi, vorbim doar de o stradă. Pe strada Ștefan cel Mare se realizează aducțiunea pentru multe alte străzi, pentru că este o conductă care face legătura cu rezervorul de apă potabilă de pe strada Pietrari, colț cu strada Ion Creangă. Deci reabilităm practic o magistrală și nu doar o stradă, doar strada respectivă. Beneficiile sunt multiple. Iar în cartierul Țarna Mare, pe Halmului și Răsăritului, oamenii de acolo au fântâni. Din păcate, în ultimii ani, seceta și-a pus amprenta. Fântânile au început să sece și asigurăm, la fel, un proiect foarte vechi și am avut multiple discuții cu cetățenii de acolo, pentru că într-adevăr le dau dreptate, vor condiții civilizate, un proiect la care muncim de aproximativ 3 ani de zile. Tot birocrația excesivă, doar la acest proiect de 1,7 milioane de lei, am dat 7 hotărâri de Consiliul Local privind clarificări. 7. Da? Pentru un proiect relativ minor în ceea ce înseamnă suma, dar extrem de important pentru cetățenii din zona respectivă. Asta este, am mai spus-o în emisiune noastră, am mai spus-o peste tot, ne confruntăm, degeaba vrem noi ca primar și echipa care lucrează dacă ne lovim permanent de această birocrație. Am mai spus-o și un fapt absolut real, pentru o diferență de un ban, am făcut un drum la București, la un proiect de 3 milioane de euro, era diferență de un ban, 0,01, da? Un proiect declarat câștigător. A trebuit să merg la București, să semnez un act adițional pentru 0,01 lei, adică un ban, și apoi să mă întorc acasă. Deci am făcut un drum la București, am cheltuit din bani publici aproximativ 500 de lei, deplasarea dus-întors, pentru o activitate care a durat 5 secunde. Dar semnătura electronică, aceste lucruri nu sunt valabile. Și nu problema sunt, era de unde a apărut diferența asta de 0,01, pentru că noi la Fălticeni am calculat cursul leu-euro cu 20 male, iar normativele care a apărusere cu două zile înainte trebuiau calculat cu 40 male. Păi din punctul ăsta de vedere, dați-mi voie să spun că nu se mai leagă nimic, că era baia cu încălzirea globală, hai să consumăm cât mai puțin, păi din două, trei drumuri de astea, noastră nu mai aveți voie să mergeți în concediu. N-am voie, m-am dus la București, am plecat dimineața, am venit seara, asta este. Da, nu pentru pot să cred că n-ați mai legat ceva. Am mai legat ceva, că nu m-am dus doar pentru banul ăsta, dar... Vă dați bun, seama, pentru banul ăla te duci, dacă teoretic, îți blochează drumul, îți blochează întregul proiect. Până la urmă ești obligat, n-ai ce face. Sunt multe lucruri care nu sunt chiar așa cum se văd la suprafață, dar sperăm încet, încet să le trecem. M-am imunizat, le știu, deja nu mai, cum să vă spun, încerc să găsesc partea bună din tot ceea ce înseamnă aceste mici constrângeri birocratice. Da, ce alte proiecte mai avem în momentul de față sau în plan pentru acest an 2024? Pe lângă clădirea primăriei, pe lângă reabilitarea rețelei de străzi, vorbim de baza nautică, o investiție extrem asta, dragă mie. Ca discuție să ne înțelegem. Bine, după lupte seculare care au durat vreo 10-15 ani sau cât a durat? 8 ani a durat până am adus-o în domeniul public al municipiului Fălticeni, de la Ministerul Tineretului și Sportului. Am înțeles că vara asta deja sportivii vor, sau așa, v-ați înhamat, ca să spunem. Ne-am înhamat, încă o activitate pe care vrem să o terminăm mai repede, un proiect extrem de necesar și vrem ca la 1 iunie baza nautică din municipiul Fălticeni să fie gata. Un proiect de 5,4 milioane de lei, 5,5 aproape, la care... 1 milion de euro. Partener ne este Consiliul Județean Suceava și le mulțumesc pe această cale. Jumătate-jumătate, ca să zic așa. 50-50. Un proiect și mă bucură faptul că, Consiliul Județean Suceava a venit alături de noi în acest proiect, pentru că baza nautică de la Fălticeni este folosită de sportivi de la toate cluburile din județul Suceava și la toate cluburile din România. Pentru că la Fălticeni mult timp s-a pregătit și se pregătește și se va pregăti în condiții deosebite lotul olimpic de canotaj al României. Noi vrem să îmbinăm acolo utilul cu plăcutul, ca să zic așa, să fie și pentru sportul de performanță, să fie și pentru sportul de masă, un proiect extrem de frumos care va da valoare întregii zone și un proiect la care Consiliul Județean Suceava, așa cum am spus, vine cu o cofinanțare substanțială. Vorbim de un proiect jumătate-jumătate,
Asta demonstrează faptul că se pot face lucruri frumoase în parteneriat, chiar dacă eu sunt de la PSD, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur este de la PNL, dăm dovadă de normalitate și faptul că două instituții, Consiliul Județean Suceava, prin președintele Gheorghe Flutur și primăria municipiului Vâlcea, prin primarul Cătălin Coman, reușesc să facă o investiție și un proiect extrem de util și de necesar pentru întreaga comunitate și pentru Fălticeni și pentru județ și pentru țară. Eu încă un semnal că la Fălticeni lucrurile sunt normale. Evităm discuții, evităm certuri, facem proiecte bune pentru comunitate, reușim să le implementăm împreună și este un lucru evident că se poate. Da. Păi, dacă stau bine și mă gândesc tot acolo la bază, la Nada Florilor, după cum spuneam, a fost cântec respectiva investiție, tot pe fonduri europene, să punctăm acest lucru, iar tot așa o piatră de moară și subiect de discuție multă vreme a fost, să o spunem clar, spitalul. La spital tot văd și tot îmi propun, numai n-am reușit să-l aduc și pe domnul manager Vlad Murari în emisiune, dar asta nu înseamnă că scapă. Pentru că știți cum, odată funcțional, deja e normal, nu parcă nu mai e cota de interes. Când era atunci cu scandal, domne, nu-i gata, uite, se la, uite cât durează. Și încă o chestiune care mă deranjează. Tot văd acele ziceri, doamne, după Revoluție nu s-a construit niciun spital din România. Două, da? Construite de stat. Că până la urmă, spitalul de la Fălceni e un spital de stat, nu e o inițiativă privată. Și e cel de la Mihoveni, nu? Sau da, Mihoveni. Da. Mihoveni. Mihoveni. Da. Și bineînțeles, spitalul de la Fălticeni, care numai cine n-a vizitat măcar pagina noastră să vadă la capitolul imagini cum este construit și ce e acolo, adică... Da, un spital construit la Fălticeni după lupte seculare, dar ne bucurăm și mă bucur pe mine personal și mă mândresc cu lucrul ăsta, fără față modestie, că am fost primarul care am reluat la un moment în care toată lumea abandonase ideea că va fi un spital nou la Fălticeni în 2012 și l-am finalizat în 2021, a devenit funcțional. El a fost finalizat în 2020. Au durat iar avizări, autorizări, echipamente, dotări și așa mai departe, dar mă bucură faptul și mă mândresc cu acest lucru că împreună cu managerul Vlad Morariu am preluat un spital cu o construcție 27% grad de realizare, în care 95% din fălticineni sau din suceveni spuneau că nu va fi construit și finalizat niciodată și l-am finalizat. Că nu merită, că ce ne trebuie, că ce-o mai fi, dar de ce-l dărâmăm pe la vechi? Uite ce piesă minunată e acolo. Nu dărâmaș pe cel vechi, lucrurile s-au așezat și toată zona arată bine și prin prisma parcului, e acum finalizat pe bani europeni. Pentru că vorbim faceți parcarea cu plată? Sigur că da. Da. Pentru că, din păcate, acum sunt foarte multe mașini abandonate acolo. Pur și simplu, sunt lucruri care se întâmplă. Vrem să dăm o anumită normalitate și din acest punct de vedere. Sunt cetățeni din comunele din jurul Fălticeni. M-am întrebat și pe mine, de ce facem cu plată? Vine lumea la spital. Păi și așa e necăjit vine lumea la spital și dorește să aibă unde să parcheze. Acum, dacă mergem în parcarea de la spital, jumătate sunt ocupate de mașini abandonate. Temporar, o săptămână, o lună, 3 luni, 5 luni, 6 luni. Sunt cetățeni din comunele din jurul Fălticenului care vin, pleacă în străinătate și ca să nu lase mașina acasă pentru că n-are pază, o aduce și o lasă la Fălticeni, în parcare. Da, sunt lucruri care se întâmplă. S-au mai întâmplat, știu povestea pe bulevardul principal. Doamne, dar am parcat aici, dar e lumină, e tot ce... Da, sunt foarte multe mașini statistice, pentru că avem baza de date, le identificăm, vedem, cetățeanul e plecat, nu știu, nu dau niciun nume din nicio comună. El pleacă în străinătate pentru 3 luni de zile să culeagă roșii. Ca să nu lase mașina în satul lui, pentru că nu rămâne nimeni acasă și e frică, că eu o fură, că eu o spargi, o aduce și o lasă în parcare la Fălticeni. Păi și atunci cetățeanul care are nevoie de parcare, care vine cu o persoană bolnavă, unde să parcheze? Cum se va sistematiza parcarea? Ea e sistematizată. Vom face un culoar de acces. Sistem de bariere? Sistem de bariere, monitorizare video, va fi o parcare sigură, suma de bani este minimă, vorbim de un tarif de 3 lei pe oră, comparativ cu municipiul Suceava, care are 5 lei pe oră la Spitalul Județean sau chiar 6 lei.
Nu e o sumă foarte mare, dar vrem să creăm normalitate și confortul pentru care este construită această parcare. Parcarea trebuie să fie folosită de cei care au nevoie. Nu este un loc de abandonat mașini. Nu mai vorbim de mașini de Ucraina, care sunt lăsate acolo, cred că, de vreun an de zile. Am înțeles. Da? Trebuie să fie folosit de cei care au nevoie. Personalul medical vor beneficia de anumite facilități din punct de vedere fiscal, pentru că Peste tot se găsesc soluții, se încadrează soluții legale, cu hotărârea Consiliului Local, pentru un proiect asumat, avizat, autorizat, facem lucrurile ca la carte, dar vrem ca într-adevăr parcarea să fie folosită pentru ce este necesar, nu ca spațiu de abandonat mașini. Spuneți-mi, vă rog frumos, pe acest an 2024, din punct de vedere sportiv, pentru că ieri am participat la acea gală a excelenței sportului fălticenan și am văzut, cum să vă spun, e și povestea asta, că până la urmă dumneavoastră proveniți din sport, sunteți la bază profesor, antrenor, și prețuiți genul ăsta de activitate și cred că e foarte bine, personal, consider că e foarte bine că faceți acest lucru, iar Fălticeniu reușește să obțină performanță an de an, din ce în ce mai multe discipline. Da, aveam copii extrem de valoroși, de talentați în Fălticeni, datoria noastră e să-i sprijinim, deja a devenit o tradiție, a 6-a ediție acestei gale de excelențe. Am de excelență, am premiat 69 de sportivi, 9 antrenori, am alocat de la bugetul municipiului Fălceni aproximativ 60.000 de lei și sunt sportivi, atenție, care au obținut locul 1, 2, 3 și mențiune în finalele campionatelor naționale și competiții internaționale. Lucru care nu-i de aici de acolo. Absolut deloc, pentru un municipiu mic al nostru. Câte sporturi au fost premiate? Păi am premiat atletism, box, canotaj, volei, tenis de masă și tenis de câmp. Iar la capitolul fotbal avem o echipă de băieți. O echipă în Liga 3-a. Liga 3-a. Da, pentru municipiul nostru este suficient, ca să zic așa, pentru că din punct de vedere financiar prezența în atât Liga 3-a, ne putem permite momentan. Atât ne întindem cât ne e plapma. Până la urmă, esența jocului de fotbal este să aducem cât mai mulți fălticineni în tribune, să avem un și spectacol de la an la an a tot crescut. Da. Și noi, cum să vedem, ne întindem cât e plapuma, nu suntem nici Suceava, dăm bani mulți, noi mai dăm, facem, desfințăm, noi suntem constanți acolo și faptul că reușim să aducem microbiștii din Fălticeni în tribune, pentru mine este suficient. Da, vedeți dumneavoastră că facem ce facem, dar de fiecare dată, știți, când era Fălticeniu, cam dona Sucevei echipa. Și asta cu, e o vorbă și absolut reală, Foresta este doar la Fălticeni. Da, a fost împrumutată, ca să nu zic alt cuvânt, de către Suceava. Dar știți că în Suceava e și vorba asta, blestemul Forestei. Nu vreau să intru în amănunte referitor la Suceava, dar eu așa, sentimental și real vorbesc. Foresta este doar una, la Fălticeni. Păi, să vedem când o reînființați acolo sau când o redenumiți, pentru că tocmai s-a eliberat sau cred eu în perioada imediat următoare se va elibera această denumire și poate că s-ar putea renoda unele lucruri. Am discutat mult de administrație, n-am discutat absolut deloc din punct de vedere politic. Comasate? Sunteți pregătit să comasați? Sunt pregătit întotdeauna așa de comasate și de absolut orice. Na, decizia nu e la nivel local, la nivel guvernamental, să vă stabiliți și data și dacă sunt comasate sau nu. Eu îmi fac treaba, candidez ca primar, dacă asta era întrebarea, pentru că am auzit tot felul de variante. Știți, în perioada asta de pre-campanie electorală vin se tot felul multe. De zvonuri, adică să duci, că faci. Vreau să mai clarific încă o dată, pentru că de fiecare dată am zis același lucru. Nu candidez la Consiliul Județean, nu candidez la deputat, senator, europarlamentar și așa mai departe, candidez la funcția de primar a municipiului Fălticeni. Punct. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să ne reauzim. De ce nu și până în campania electorală, că mai avem suficient de multă treabă. Mulțumesc mult, salutări tuturor!
Atât pentru această ediție a emisiunii Față în Față. A fost așadar primarul municipiului Fălticeni, domnul Cătălin Gheorghe Coman. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenție. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Față în Față cu Marius Cocoș.